Dragi telespectatori, bună seara, bine v-am găsit că Ioara să stă iară la Givan. Vă spun, frață Boian. Și apoi, dacă ne vigeți aici, să rămâneți și spuneți și la veșinii, la neamuri și la precii, și dușman, dă o țavie să deie pe TNTV. Dânței tungurii, dragi telespectatorii, frate, ce văd pregătit ca de fiecare dată cu țăitungurile prămasă. Da, ia ca încă de la început, aș vrea să te întreb dacă vreodată ce-ai ghingit, care ar fi ăle măi șudace meserii de lume? Păi nu știu care să le măi șudace, eu m-am ales în meserii bune, frate, uite ce aici așa să la Gevan, prezentator, fotograf pe la anunț, cu teatru pe la Clubul Copiilor, eu am meserii, nu știu dace, meserii de meserie, mă. Și asta așa nu știu, ce meserie ai vrea tu să-ți alegi? Poate da. Ți alegi tu, ai scris vreo una șudată? Am găsit iaca pe internet, dacă tot am navigat. Uite, asta e o meserie șudată, să navighezi pe internet. Dacă ar fi să navighez pre Cimiș, ar fi normal. Dar pre internet să navighez, asta basta că e ciudat, frate. Degustător de mâncare. Asta mă duc și eu. Ar fi prima. Da, 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 să vigem care restaurant ce fac ofertă, că mă duc, îmi place să mânc. Da, numai că e vorba despre mâncare pentru animale, iaca n-am reușit, că niciodată nu mă las să-mi termin până la capăt o idee. Atunci nu-i de mine. Cineva trebuie să o facă și pe asta. Nu eu. Să testeze și înghit precedii noștri cu blană. Nu numai că trebuie să asigure că miroase și are un gust bun, trebuie să o și mestece pentru a garanta o consistență și o alimentație corectă pentru animalele noastre preferate. Ei bine, dacă tu nu poți să bagi în gură, nu aștepta să o mănânce chiar și câinele tău. Da, păi ce să zic, place, eu mânc de-alea pedigri sau cum le zice. Mulgători de șerpi. Iată, asta ar fi asta o meserie care place. Mă gândesc că ți s-ar potrivi. Cum să mi se potrivească? Ai văzut tu șerpe cu ujer? Da, ia că... Eu n-am văzut nici un șerpe cu ujer. Nu mai ești de multe vreme nici mulgător de vaci, dar cred că mai știi să mulgi vaca. Mai știu vaca, dar la șerpi, nu știu. Asta cred că bașca e șudată. Ai văzut tu vreun șerpe să aibă ujer? Cât ce țâță să aibă? Lasă-mă să citesc știrea și să-ți spui și ai înțeles după. Veninul de șerpe e esențial pentru cercetările de domeniu medical și științific pentru elaborarea anumitor vaccinuri și medicamente. Poate ești puțin nervos când vii la muncă, este o meserie riscantă și e drept, dar și plină de satisfacții pentru că trebuie să ai o bâdă ferbă, frace. Da, 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 acum am înțeles că... Să veninul de, da, de la șerpe, veninul, că de-aia n-are ujer, că dacă avea ujer de gealap ce șerpile, așa de venin. Da, ia că dacă până acum n-am reușit să-ți găsesc vreo meserie... Ca soacra lui Canelu, că știi de ce a murit. Ia ca, dacă spui, știu că da, altfel... S-a mușcat de limbă și s-a otrăvit. Dacă avea prea mult venit, să înțeleg. Da, 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 da. Cred că am găsit până la urmă, după luni și căutări, și o meserie care ți s-ar potrivi. Ia să aud. Somnoros profesionist. A, frate, vrei să mă colc aici să-ți demonstrez că aș putea să fac meseria asta? Dacă ești una din acele persoane care se chinuie de dimineață să se răgișe de bat și preferă să le devească toată ziua, atunci și meseria potrivită pentru cine... Ei, cred bine, că și pentru cine. Acești somnoroși iau parte la studii și cercetări despre somn. Ia ca zic că e o ocupație de vis. Da, așa e, așa e, așa e. Somnoros profesionist. Sau inspector al mirosului. Dacă e subțire la nas. Deodoratul tău nu funcționează din pură întâmplare. Această muncă este realizată de profesioniști dotați cu nas fin pentru a adulmeca mirosul neplăcut de sub braț. Ei asigură funcționarea corectă a deodorantului atunci când iese pe piață. Nu, frate, asta, nu. Sau poate că un om care își cere scuză. Te pricep să cere iertare atât de bine încât cei apropiați imediat îți cal la picioare? Nu știu. Ei bine, atunci s-ar potrivi foarte bine
acest job, așa că... În grai bănățat. În grai bănățat, da. Pentru că o firmă de Japonia angajează oameni care își cer scuze, nu? E cam ciudată meseria asta, cel puțin. Da. Așa mi se pare bine, nu? Da, adică să angajez pe unul ca să se ducă să-și iară scuze locul tău. Da, cam așa ceva. Ia ca eu zic să trecem la alte știri. Acum, dacă ai angajat, dacă ai angajat vă cu coană, poate să-i iertace scuzele. Asta nu e specificat. Nu scrie la țăitul, nu. Nu. Ia ca un chinez, frate, am zis că trecem la șir, băi, serioase, așa? Cu chinez. Un chinez și-a dat în judecată muierea. Păi și-a făcut, l-a fi înșalat. De nu, pentru că i-au făcut copii urâți. Mm. Da. Jiang Feng, așa îl cheamă prădomn, o câștigat în instanță numai puțin de 120.000 de dolari, frate. Mult, o despăgubit, mică mare avere. Pentru că soția lui o da naștere unei fetițe urâte. Bărbatul s-a declarat foarte îndrăgostit de partenera lui de viață până când aceasta o născut. M-am căsătorit cu ea din dragoste, spune chinezul, dar imediat ce a născut-o pe fiica noastră am început să avem probleme în cuplu. Fica noastră este incredibil de urâtă și eram îngrozit de fiecare dată când mă uitam la ea, a declarat bărbatul, citat de Iris Time. E, păi da, frate, vezi că muierea o făcut-o, nu? Da, păi asta acum nu știu n-o fi ce contribuț o fi avut. Iar, da, poate că nu fi... avut dacă să credea atât de frumos. Da, 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 sau cine știe, poate că o fi fost vreun veșit. Dar chinezi oricum sabă între ei, da. Că e foarte greu să-i disting. Un caz unic, frate, o mâță de la doi, a fost amendată pentru că circula cu autobuzul baș. În Cluj-Napoca. Iau, măța a fost amendată. Și acum a plăcit. O muiere a primit amenda la Cluj pe numele pisicii pentru că a urcat cu animalul în autobuz. Ea transporta măța bolnavă la veterinar într-o cușcă specială. Controlorii au justificat amenda spunând că doar câinii de tare mică, frate, sunt acceptați în mijloacele de transport, iar despre pisici nu se spune nimic în regulamentul deținătorilor de animale de companie din Cluj. Postarea unei femei din Cluj a ajuns iuce virală pe internet. Femeia a ajuns până la urmă să plăcească amenda de 35 de lei și asta a fost. Mă, nu știu, frate, dar eu nu umblu nici cu câine, nici cu mâță după mine. Ei bine, un papagal de data asta o chemat pompieri. Papagalul. Da. O imitat cu foarte mult talent alarma detectorului de fum, încât casa în care locuia, împreună cu proprietarul tău, său, o fost chemat pompieri. Se pare că pasărea a învățat sunetul după ce alarma s-a declanșat în mod incorrect. Și-au venit pompierii. Da, se pare că au venit iuce, într-o clipită. Un alt papagal, frate, a fost reținut de către poliția locală pentru că a agresat verbal o muiere în vârstă. Auzi. Mă, dar papagalii ăștia sunt cam duși, frate. Da, era un papagal inteligent de rasa Marele Alexander, și a fost reținut de poliția din India după ce o femeie în vârstă de 85 ani a depus plângere împotriva lui întrucât făcea comentarii abuzive la adresa ei, scrie de Telegraph. Păi, vezi, nu prea a fost inteligent, a fost cam obraznic papagalul. Se presupune că papagalul a fost dresat de stăpânul lui timp de 2 ani pentru a abuza femeia în vârstă, mama vitregă acestuia. Familia trăiește separată din cauza disputelor legate de proprietate, conform rapoartelor întocmite de poliție. Frate, muiera o sobă îi plâns autorităților că este insultată de către papagal de fiecare dată când trece pe lângă casa fiului vitre. Vezi, frate, să nu ții niciodată papagal, că nu se știe ce se întâmplă. Da, ia că nici n-am de gând. Așa, mai bine găină. Ia că găina, ia că mai face un ou, știu eu, o mai pui și în zupă, păi, sau da. Vreo rață, vreo gâscă. Păi da, nu o ții papagal. Păi da. Da, mai nou,
dacă tot vrei să fie animal de companie, poți să-ți iei găini, dacă ai văzut că era o doamnă care s-a purtat cu găina și până la restaurant, mergea prăstătot, până la cumpărături. Noroc că nu i-a prins o ospătare să-i o taie, să-i o aducă acolo așa în blid. Da, sau nu mers cu ea pe țarină, să se ia vulpea după. Păi și, Da, probabil că a fost nu a ajuns-o nici bine. Gripa aia aviară. Da, ia ca cât ce și mai cât ce se pot întâmpla dacă ai ca animal de companie o găină. Așa e, frate, da, uite ce că ne-au venit goștii la emisiune și eu zic să nu ne mai încingem noi cu Givanul, să o primim așa cum se cuvine pe Mirabela Delia. Goștii emisiunii, dragi telespectatori, așa cum am zis înainte de generic, astăzi alături de noi se află o prietenă dragă a emisiunii La Givan cu frații Boian, Mirabela Delia. Bine ai revenit, Mirabela. Bună seara și bine v-am găsit. Bună seara, dragilor. Mulțumesc mult pentru invitația. Iată că de data asta m-a lăsat un pic așteptată, nu? Pentru că noi am mai avut, dumneavoastră, cei de acasă, nu știți, dar noi am mai avut tentative de întâlnire, dar din păcate s-au intervenit alte probleme. S-au iubit și alte probleme, dar mă bucur că astăzi am reușit să vin la voi. Și n-ai venit cu mâna goală, ai venit cu noutăți. Da, am venit cu noutăți, cred că majoritatea pieselor care le-am cântat sunt noi, da? Pentru că tot am promis, asta îi spuneam lui Sergiu, că tot am promis brâul cu satele de care menționam în emisiunile anterioare și iată că am reușit să finalizez. Eu l-am ascultat înainte de pe emisiune și chiar îți spuneam că îmi place foarte da, mult. Da, dar mă bucur mult că îți place. Să știi că și mie mi-a plăcut ai foarte mult. Ai făcut o geografie a Carasului pe acolo. Cam așa, da, să știi. Poate și de asta îmi place. Că da, ai așa cu ceva pentru Caraș aparte sau? Pentru geografie. Pentru geografie, da, am uitat. Da, este un brâu pe care l-am făcut cu tot sufletul. De ce? Din considerație pentru oamenii și pentru oamenii din părțile în care am început eu să cânt, pentru că așa și este, menționez acolo Teregova, Luncavița, Rusca Teregova, Verengini, Buchin, să știți că eu acolo în zona aia, deși este o zonă cu sate grele de cântat, zice cu oameni lumea, cu oameni păcimași, cu oameni iubitori sunt de muzică. Sunt grele pe acolo. Nu știu, din punctul meu de vedere, nu, pentru că eu iubesc să cânt la oamenii ăia, îi iubesc din tot sufletul. De ce? Pentru că și eu sunt de la sat, tot din Caraș, dar să știți că e o mare diferență între lumea satului meu și lumea celor de acolo, lumea gugulanilor, practic. Ei gustă muzica la maxim, la cote maxime. Noi, ăștia de pe lângă Reșița, să știi că suntem mai molcomei, așa, mai argele, mai moi, da, mai moi. În schimb, să știi că ei acolo, în partea aia, sunt ageri, așa, și la joc, și la muncă, pentru că sunt oameni harnici, oameni cu gospodării foarte bogate, oameni păcimași, bănățeni adevărați și în cinstea lor și din considerație pentru ei, pentru că în fiecare an cânt acolo, cel puțin o dată merg în fiecare sat, mi-am dorit din suflet să fac un brâu în care să-mi arăt recunoștința față de ei și mă bucur că, iată, după câțiva ani de muncă și de lăsat în studio brâu, așa cum obișnuiesc eu să fac, pentru că colegii să dospească. Mei, da, să dospească, sigur că da. Colegii mei cu care lucrez la studiouri deja s-au obișnuit cu mine. Eu sunt, am așa un elan la început, îmi place foarte mult piesa, mă duc, o înregistrez, după care zic, da, parcă nu mai e așa de faină, parcă, nu știu, îmi pierd elanul ăla și atunci vreun an și ceva pauză, le plătesc la oameni datoriile, că nu-mi place să am niciodată și nu am datorii financiare la nimeni, le plătesc onorariuri pentru partea de studio sau pentru colegii cu instrumentele și mă duc, le spun tot timpul, nu vreau să vă încur, nu vreau să credeți că vreau să vă țin, să vă amân, nu știu ce, mi-am achitat datoria, iar devenit
vin când simt eu că pot să cânt piesa. Eu, așa cum am spus și mai devreme, sunt un om foarte spontan și fac numai ce vreau, dragilor. Apoi atunci așa trebuie să faci ce vrem noi, că ești la noi. Acum să zicem că las după voi, dar numai acum. Acum așa, ne cânti brâul de care tot am cipădit. Cu mare drag, cu mare drag. Postă până munci în căraș, de pe Valea Bistrei până la Herculane, la tot Bănățanul cu drag i-am cântat. De pe Valea Bistrei până la Herculane, la tot Bănățanul cu drag i-am cântat. Am cântat cu drag bănățenilor și-o-i cânta o viață întreagă cât am glas și dor. Am cântat cu drag bănățenilor și-o-i cânta o viață întreagă cât am glas și dor. În Ceregova și la Veringin, din Lungavița la Rusca până la Buchin. Am cântat cu drag bănățenilor și-o-i cânta o viață întreagă cât am glas și dor. Am cântat cu drag bănățenilor și-o-i cânta o viață întreagă cât am glas și dor. L-am cântat de la Rășița până-n Bozoviș, de la Rudăria până la Prigor, joacă al mâjânii brâu că stai jocul lor. De la Rudăria până la Prigor, joacă al mâjânii brâu că stai jocul lor. Am cântat cu drag bănățenilor și-o-i cânta o viață întreagă cât am glas și dor. Am cântat cu drag bănățenilor și-o-i cânta o viață întreagă cât am glas și dor. Am cântat cu patimă și cu voie bună, de Noravița până Prăclisură. Am cântat cu patimă și cu voie bună. Am cântat cu drag bănățenilor și-o-i cânta o viață întreagă cât am glas și dor. Am cântat cu drag bănățenilor și-o-i cânta o viață întreagă cât am glas și dor. Am revenit, dragi telespectatori, după o melodie tare faină alături de Mira. Am învățat și geografia Cărașului. Cred că fratele tău știe. El știe, da. Ar trebui folosită melodia ta și ca material didactic la ăștia de dau bacalaureatul. Măi, să știi că n-am fi o idee. Or fost simulări, chiar acum așa nis cu... Da. Simulări cu dănăștia. Da, urmează o perioadă aglomerată pentru noi ăștia din învățământ. Cum ai început semestru? Al doilea. Pot să fiu sinceră cu voi? Altă întrebare. Cu întârziere. Cum să vă spun? L-am început. Mai de voie, mai de nevoie, l-am început. L-am început după o vacanță. După o vacanță... Știm că ai fost plecată. Da, am avut parte de o vacanță. Da, așa, un mic tur al Europei am făcut. Dar la școală, știți voi, ca la școală, nu chiar grozav, dar la școală lumea e bine departe. În vacanță. O, da, și în pauză. Da, că nu ești de serviciu. Acum știți, dacă ne-ar auzi, și cu siguranță că o să ne audă și părinții, să știți, dragii noștri, că mai glumim și noi acum, dar bine, spunem și o parte din adevăr, cel mai bine e în vacanță. Ca și dumneavoastră când sunteți în concediu, nu? Așa e, așa e.
Mira, ce urmează să ne cânți? Am pregătit o horă frumoasă de Caraș, pentru că v-am mai spus eu vouă, pe lângă slăbiciunea mea pentru melodiile de ascultare, melodiile sârbești, de petrecere, am așa o sensibilitate, da, o afinitate pentru horele de Cara și pentru Doine, foarte mult. Și hora aia rara noastră specifică nouă cărășenilor îmi place extraordinar de mult. Mai am una imprimată, dar asta... Că nu te-ai hotărât să... Este? Cred că am cântat-o la voi în emisiune, dar asta este ceva mai deosebit pentru mine. N-am avut patii mai grele, inimă ca ale tale. Și continuarea să vedem despre ce pacii e vorba în cântare. Mira Șena, emisiunea noastră îți aparține. Cu mare drag. Greu n-am pățimit, la 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 la, ca de drag și din iubit, la 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 la. Inima mult ce păcăce, la 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 la, ne-ai trăit cum nu se poate, la 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 la, și tot mai înșeluit, la 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 la, la dragoste și iubit, la 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 la. N-am avut boală mai grea, la 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 la, să ardă ca dragostea, la 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 la, și nici sufletul beceag, la 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 la, mai rău ca de dor și drag, la 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 la. Săgez mult, odată-mi vine, la 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 la, și să-mi cez mult din piept, la 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 la, că bine nu mă-i aștept, la 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 la, și să-mi cez mult din piept, la 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 la, că bine nu mă-i aștept, la la la. Ne spuneai, Mira, că ai cântat mult până la Guguladi, de zona în care... Da, cel mai mult, să știi, cel mai mult. Îți place? Foarte mult. Ți-am spus... Ce îți place? Special, ce te atrage? Da, ce atrage, ce mă atrage în special, da, aia, știi ce? Față de noi, știți de ce? Ce? Și la Timiș e foarte fain, e foarte fain și aici, în zona de pustă, dar mie mi-e drag acolo pentru că oamenii, așa cum am spus, oamenii gustă la cote maxime muzica. Acolo când a început muzica să zică brâu, păi trei sferi de nuntă în picioare să joace. Și la așa oameni, nu ai cum să nu cânti decât cu tot sufletul. Și la noi cum e? Aici așa, cimis. Și la voi, să știi că cel mai mult cânt în Caraș, dar mai am din când în când și pe la Lugol și pe la Timișoara și pe la Buziaș. Așa mai puțin.
Nu neapărat, că joacă lumea. E mai greu să-i răgiși la joc în cimici decât în căraș, vă ghigesc. Eu știu, nu neapărat, depinde de evenimente și evenimente, depinde de invitați, dar acolo îmi place, nu știu, îmi place, v-am spus, pentru că lumea e foarte, apreciază foarte mult ce faci. Ați văzut acum, lumea la oraș e mai sătulă de toate. Acum vedeți și voi cât a evoluat știința, cât a evoluat lumea și atunci oamenii de la oraș sunt, ei bine, cei care muncesc de luni până vineri toată ziua în câmp și... Să fie toată ziua pe YouTube, da, exact, pe Facebook. N-au timp toată ziua de Facebook, de YouTube, de astea și atunci oamenii când se duc sâmbătă la nuntă îs făloși și dispuși să se petreacă, știi? Și au și antrenament fizic. Când și alte zone, știu eu, de exemplu în Timiș, din câte am înțeles, prin Timișoara, să cântă și olcenește, moldovenește. Da, mai știm așa, acum cât să... Publicul să, da, sigur că da, cât să, în cât Caraș, să poți să mulțumești. Prea, nu prea în Caraș, dar depinde, exact cum am spus, depinde de ce invitați. Încă dacă ai invitați ardeleni, e clar că trebuie să știi să cânți câteva melodii de acolo. Dacă ai invitați... moldoveni, trebuie să știi să cânti și câteva de acolo. Acum nu cântăm noi ca, cel puțin eu, nu pot să cânt ca o moldoveancă sau ca o olteancă, dar sincer nici nu-mi doresc. Vreau să cânt ca mine și ca la mine în Banat. Și atunci cântă ca la cu mare Căraș. Da. Sigur că da. Iar mă-ncearcă dragostea, iar de mi s-ar lega. Nu mai pot să pătimesc, nu mai vreau să mai iubesc. Iar mă-ncearcă dragostea, iar de mi s-ar lega. Nu mai pot să pătimesc, nu mai vreau să mai iubesc. Nu-i nimic mai dulce cum îi dragostea, o făcut de mine tot ce o vrut ea. N-am avut plăcere să mă împotrivesc, am iubit cu foc și iar iubesc. N-am avut plăcere să mă împotrivesc, am iubit cu foc. Și mă poartă noaptea toată, nu mai am mingea curată. Inimă, tu iar ai boală, dragul iar de-n pace scoală. Și mă poartă noaptea toată, nu mai am mingea curată. Nu-i nimic mai dulce cum-i dragostea, o făcut de mine tot ce o vrut ea. N-am avut plăcere să mă împotrivesc, am iubit cu foc și iar iubesc. N-am avut plăcere să mă împotrivesc, am iubit cu foc și iar iubesc. M-am ferit să iubesc,
și acum simt că nărozesc. Iar în plastăm zilili, mă jur că noi mă iubim. Tot m-am ferit să iubesc și acum simt că nărozesc. Iar în plastăm zilili, mă jur că noi mă iubim. Nu-i nimic mai dulce dragostea, o făcut de mine tot ce o vrut ea. N-am avut plăcere să mă împotrivesc, am iubit cu foc și iar iubesc. N-am avut plăcere să mă împotrivesc, am iubit cu foc și Mira, cât e de importantă ținuta pentru tine? Ținuta scenică. Da, da. Foarte importantă e pentru un solist ținuta scenică. Și mai nou se pune mult preț pe costumul popular, să știi. Majoritatea oamenilor te întreabă, dar v-am rugat frumos dacă ați putea să veniți măcar primul program în costum popular. Cred că da. Eu, din punctul meu... Mergi cu galbenii? Nu totdeauna, să știi. Nu totdeauna, nu totdeauna. Că dacă e destul n-am... de riscant. Da, destul de riscant. Da, așa este. Aveți dreptate, e destul de riscant. Dar nu, nu. La mea la emisiunea două a fost și un risc. Nu, așa am simțit eu. Sper să fie în regulă. Nu, galbenii se lasă frace la ușă după ce să pleacă. A, la gata, bine, atunci... Trebuie atunci să punem data un bocal, frate, și să-l umplem. Data da. Viitoare o să vin fără ei, să fim înțeleși. Păi da, că nu o să-i mai ai, că trebuie să-i lași la ieșire acum. Ziceți voi? Da, așa cum am spus, să revenim, este foarte importantă ținuta și eu, cum am început să vă spun, observ așa o întoarcere a tineretului spre, și a oamenilor spre în general, tradițional. Spre tradiție și spre tot ce înseamnă origine și este un lucru foarte, foarte bucurător pentru noi, pentru cei care cântăm muzică populară. Ați văzut și voi, au reînviat seriile bănățene, unde este tineret până la refuz care joacă bru și își petrec pe muzica populară, ceea ce acum, eu știu, 15 ani, poate nu era chiar așa. Și chiar zic eu că este un lucru îmbucurător. Mira, eu propun să mai cântăm și givănim după aia. Avem vreme și avem de givan. Să mai givănim. Așa, la 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 la, că acum ai vremea mea, la 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 la, acum știu să ce trăiesc, la 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 la, și cum trebuie să iubesc, la 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 la. Ce grăbi, la 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 la, ca acum tot aș trăi, la 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 la, ca acum tot aș petrece, la 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 la, acum nu mă dau păzește, la 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 la. Mai copt, la 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 la, n-aș vrea ni să-i întorc, la 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 la, dar așa cum is acum, la 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 la,
aș vrea să fiu cât e lumea, la 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 la. Dar așa cum is acum, la 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 la. Aș vrea să fiu cât e lumea, la 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 la. Mira, dacă vrea cineva să te cheme la un eveniment anul acesta, mai ai loc pe agenda? Mai sunt și locuri libere, de ce să zic că nu, dar... Și cum te pot contacta? Telefonic, da, pe pagina de Facebook, am și o pagină oficială unde am afișate numerele de telefon. Se poate, cine își dorește cu siguranță va reuși să facă acest lucru. Ai evenimente mai multe decât anul trecut? Sincer, eu cam în ultimii ani am avut așa o, cum să-ți spun, cam la fel. Nu, sincer, nici n-am stat să le număr. Aveam până acum câțiva ani, când să zic, eram mai tânără. La început. Așa le număram tot timpul. Hai cât... E, acum nu. Câte... Nu mai ții evidența. Nu mai țin. Câte îs, atâtea extraordinar de bune. Toate care sunt, pentru toate îi mulțumesc lui Dumnezeu, de fiecare mă bucur și, bineînțeles, oamenilor la care merg să cânt. Câte sunt, atâtea sunt extraordinar de bune și pentru fiecare în parte îi mulțumesc lui Dumnezeu. Anul trecut ne-am întâlnit la Vohșa, la festivalul Tata Vohșa, dacă îți mai aduce aminte, era și sora ta, Romina. Da, să știi că trebuia să vină și Romina astăzi, pentru că amândouă am fost harnice. Și ea are piese noi. A imprimat și ea piese, da. Imprimate, aici vreau să ajung. A imprimat și ea și o să probabil o să și venim, doar că Romina se pregătește de definitivat și peste câteva zile are inspecția de... Dorim succes. Mulțumim, sperăm să și aibă, că nu a prins curaj până anul ăsta și trebuie să-și pregătească, dar oricum a zis că vă salută și o să ne revedem. Și noi. Și vă așteptăm așa, în formulă completă, da, cu să mare fim, drag, da, și să știți, doi frați, două surori. Da, exact. Să știți că de anul ăsta și de anul trecut așa, dar o să mergem împreună la evenimente, da? Și îmi doresc din tot sufletul anul ăsta să imprimăm și un duet, dar trebuie să găsim pe cineva să ni-l și compună, că eu piesele pe care le cânt eu, poate vine lumea și 99, da. 99% le creez eu, și linie melodică și text. Dar după cum ați observat așa de când vin la voi, nu am nicio melodie în care să vorbesc despre familia mea, despre oamenii mei dragi. Nu pot să scriu. Cred că simt atât de multe că nu pot să mă exprim în cuvinte și atunci probabil... Ar fi prea puțin 5 strofe sau 4. Exact, da. Nu știu. Eu sunt mai sensibilă și mai ales când vine vorba de familia mea și efectiv nu pot. Mi-aș dori din suflet să creez o melodie pentru noi două în duet, dar nu. Încă nu am găsit modul de exprimare. Probabil că o să apelăm la colegi care se ocupă și poate reușim să găsim una în care să ne și regăsim, să ne reprezinte complet, ca să o imprimăm. Îmi doresc de mult lucrul acesta. Ce ți dorești de la anul 2019? Multe îmi doresc. Multe, dar în același timp zic eu lucruri esențiale. Îmi doresc să am sănătate. Că e mai bună decât toate. Da, așa este. Să am sănătate și să pot să duc la capăt viața de zi cu zi și tot ce îmi rezervă ea. În rest, le iau așa cum vin. În domeniul bune, muzical? Rele. Pe lângă duetul care... Păi, trebuie să-mi promovez piesele astea care le-am făcut. Mai am două piese în studio, în lucru. Două ardelene, una sârbească și una mai debanată, așa, iar una puțin mai zmăoasă, așa, zice Bagea că s-a dracu. Și cred că zice bine. Așa, care vreau să le finalizez.
dacă reușim duetul și anul acesta cred că o să mă... Păi, dacă o să-l faci, atunci așa vrem să vedem și videoclipul, să vedem da, dacă trebuie... ești chiar așa cum e cântarea. Păi, dar nu crezi că acum în videoclip o să spun eu baș cum mi-s în realitate? Misa da, dracului, domnul, restul da. Lăsăm loc de interpretare. Trebuie să fie artistic și videoclipul, păi nu merge altă formă. Să știi că nu m-am gândit, dar uite, e o idee bună. Numai că cred că s-ar spăria lumea, să știi, dacă ar vengea uneori cât pot să fiu de-a zmăului. Cu bagea, nu așa? Că în general sunt un om... calculat. Un om corect, zic eu. Că alte ori mai am și scăpări la liniștire și la astea. Mai am și scăpări, dar... ați văzut voi că, na, sfertul academic, știți voi, am scăpări multe, nu sunt punctuale. E bine că la noi, la emisiune, ai ajuns imediat da. După generic. Exact. Păi să știi că așa fac de fiecare dată, deși eu sunt mai împrăștiată de felul meu, pentru că și am foarte multe lucruri care trebuie să le fac. Am, știți, școala, Palatul Copiilor, cântările, mai întâlniri cu oamenii, cu evenimentele, mai prietenele, mai nu știu ce, și atunci, deși puține prietene, pentru că lumea e așa cum e, dar am multe pe cap, mă înscriu să fac multe lucruri și atunci e normal că mi se mai încalecă, știi, nu reușesc să le fac, dar eu sunt mulțumită pentru că ajung să le fac toate care mi le propun, cu oarecare întârziere, uite, cu și cu un an mai târziu câte o piesă, dar să știți că de regulă în viață, chiar dacă m-am zbătut foarte mult, chiar dacă am dat înapoi de o grămadă de ori, pentru că așa mi-e felul, tot timpul dacă am vrut să ajung într-un anume loc, Dumnezeu m-a ajutat să mă ajung, indiferent de câte ori m-a întors și de câte ori m-a sucit, am ajuns acolo unde mi-am dorit și eu și probabil unde așa era lăsat de la Dumnezeu să ajung. De fiecare dată am reușit și pentru asta, așa cum am spus-o de atâtea ori, cu riscul de a mă repeta, n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Mira, am lăsat pe final o piesă și un videoclip, Fișorul care e fișor, da. Care... pot spune că a avut mare succes. Da, să știi că foarte mare succes. Îi mulțumesc lui Florin Ionaș, generalul, pentru ea. După melodia mea de dor și de drag și Vino Țucă-mă, pentru că ele au fost primele melodii cu care eu, să zic așa, m-am făcut puțin remarcată. Au fost două melodii de petrecere, Sârbești, o ascultare sârbească și o ardeleană sârbească. Pe care, din câte mă duc eu aminte, l-ai filmat Pașa Noi la Logoș. Da, chiar, ia uite-te, ia uite-te așa, cele spectatori, câte știe să el. Filmeze exact. La noi la Logoș. Mă pregătesc. Da, mă bucur. Vrea să-și dea doctoratul, că e la modă. Mă bucur foarte mult, da, așa este, le-am filmat aici la voi la Logoș, într-o locație foarte frumoasă. Nu știu dacă e voie să dau numele. Nu facem reclamă, că nu okay, ne plece și la emisiune. Nu facem nicio reclamă. Ar trebui. Atunci, ar trebui. O locație trebui. Foarte frumoasă și în care am realizat două videoclipuri care, așa cum am spus, m-am făcut puțin cunoscută cu ele, după care Feciorul care e fecior a fost o melodie foarte gustată de public. Și spre bucuria mea am văzut că și mulți colegi de breaslă le cântă, lucru pentru care le mulțumesc din tot sufletul. Mai mare mi-a fost dragul... Ești de acord să cânte alți colegi? Doamne, mai mare mi-a fost dragul când am văzut-o pe Lucojanca voastră, pe nu știu, una din preferatele mele, dacă nu cea mai preferată, Mihaela Petrovici, că îl cântă și chiar i-am mulțumit și i-am spus că nu mai pot de bucuroasă că o cântat melodia, dar cum să nu? Eu cred că la petreceri e super normal. Ce ar fi acum, eu știu, uite, că vorbeam de Mihaela, să nu ne lase să-i cântăm piesele. Poate ar fi ceva, adică dacă asta e dorința ei, cu siguranță va fi respectată am de către... Am văzut că lucrează la proiecte de noi, de colegi. De... Da, da, am văzut și eu, da, și... Probabil... Curând, invitația, da, uite că a vorbit Mihaela, te pupăm, îți dorim succes și cu siguranță noi hituri vor fi lansate, pentru că să știți, dragilor, că fabrica de hituri din Banat vine de aici, de la Mihaela Petrovici, trebuie să recunoaștem. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Miha, și la cât mai multe.
Mira, noi îți mulțumim că ai venit astăzi să ne cânți, să stăm de divan. Cu mare drag, mă bucur că am reușit să așteptăm și data viitoare alături de sora ta. Iar acum propun să vedem videoclipul Fișorul care e fișor. Vă mulțumesc și eu din suflet pentru invitație. Mă bucur că am reușit să o onorez. Mulțumim telespectatorilor care au fost alături de noi și pentru că ne apropiem cu pași repezi de Luna Doamnelor. Vreau din suflet să le urez tuturor doamnelor de la Lugoș de aici și tuturor timișorencelor multă sănătate și o primăvară frumoasă. Doamne ajută! Feșorul care-i feșor, lai, lai, la, da, da. Au doarme pră pământul gol, măi, la, 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 la. Dacă când se fric să face foc, lai, lai, la, de la. Au când se cald umbră de soc, măi, la, 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 la. Feșorul care-i feșor, lai, lai, la, da, da. Au doarme pră pământul gol, măi, la, 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 la. Dacă când se fric să face foc, lai, lai, la, de la. Au când se cald umbră de soc, măi, la, 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 la. Jos cu pălăria pentru toți feșorii care ferici și ce mândri li le fac. Ăia îți bărbați și vezi că mâncă norii și nu dau năpânici când pentru șelii drag. Jos cu pălăria pentru toți feșorii care ferici și ce mândri li le fac. Ăia îți bărbați și vezi că mâncă norii și nu dau năpânici când pentru șelii drag. Feșorul care-i cu mince, lai, lai, la, la, la. Un ajunge, nu se încinge, la, 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 la. Știe când să țâșe mâna, lai, lai, la, la, la. Și când trebuie să oprească gluma, la, 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 la. Feșorul care-i cu mince, lai, lai, la, la, la. Un ajunge, nu se încinge, la, 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 la. Știe când să țâșe mâna, lai, lai, la, la, la. Și când trebuie să oprească gluma, la, 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 la. Jos cu pălăria pentru toți feșorii care ferici și ce mândri li le fac. Ăia îți bărbați și vezi că mâncă norii și nu dau năpânici când pentru șelii drag. Jos cu pălăria pentru toți feșorii care ferici și ce mândri li le fac. Ăia îți bărbați și vezi că mâncă norii și nu dau năpânici când pentru șelii drag. Feșorul cu mincea bună, lai, lai, la, la, la. Nu umblă din mână în mână, la, 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 la. Nu umblă din fată în fată, lai, lai, la, la, la. Ține dragostea curată, la, 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 la. Feșorul cu mincea bună, lai, lai, la, la, la. Nu umblă din mână în mână, la, 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 la. Nu umblă din fată în fată, lai, lai, la, la, la. Ține dragostea curată, la, 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 la. Jos cu pălăria pentru toți feșorii care ferici și ce mândri li le fac. Ăia îți bărbați și vezi că mâncă norii și nu dau năpânici când pentru șelii drag. Jos cu pălăria pentru toți feșorii care ferici și ce mândri li le fac. Ăia îți bărbați și vezi că mâncă norii și nu dau năpânici când pentru șelii drag. Feșorii de viță aleasă, lai, lai, la, la, la. Și iubesc nici când nu lasă, la, 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 la. Ăia care stelele, lai, lai, la, la, la. Și ne dragoste cu ei, la, 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 la. Feșorii de viță aleasă, lai, lai, la, la, la. Și iubesc nici când nu lasă, la, 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 la. Ăia care stelele, lai, lai, la, la, la. Și ne dragoste cu ei, la, 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 la. Jos cu pălăria pentru toți feșorii care ferici și ce mândri li le fac. Ăia îți bărbați și vezi că mâncă norii și nu dau năpânici când pentru șelii drag. Jos cu pălăria pentru toți feșorii care ferici și ce mândri li le fac.
ăia îs bărbați și vezi că mâncă norii și nu dau înapoi nici când pentru șelii drag. Dragi telespectatori, urmează Tăman, poezie în grai bălățan. Așa e, frate, și după cum e zaconiu, eu trebuie să și citesc prima poezie, nu? Da, ia ca ce și ascult. Nu, băi, să nimic. Așa, mi se pare corect. Ion și Pătru de Givan. Pătru și cu Ion curechi stau în birt la orechie, givănindă una alta și tăt beau și să îmbie. Ioane, ce noroc pră mine cam gătat de sămânat, cucuruz de-l cu 8 rânduri și-ai ca mierea l-a mâncat. Crumpii tăți am pus de-a rândul și apa toată după glie și apăi după ploaia asta tăt și-ai sub pământ în vie. Ba, pășlogul Petre dragă, nu mă-i înfă viața acră că n-or trecu nici înși zâlie de când îngropai prăsoacră. Da, frate, ia ca așa să zic... O poezie, să zici. O poezie, că da, am rămas fără cuvinte, de-abia le găsesc. O pasăre geocheată. Nepotul îl dărinat, când o vini de dargeal, i-o cumpăra lui Văsâle, ce cregeți? Un papagal. Bunule, deschide poarta, hai dacă d-am chip de stat, ca să-ți arăt, măiuce, ce comești ți-am cumpărat. Pâmloșăși păsărășia, bași o pasăre spurcată, pre un geamar ai prins-o, ies să-i dai drumul îndată. Bunule, nu ce prostă, începu să liniștească, că asta-i pasăre, domn veț, care știe să vorbească. Asta-i bună, să vorbească, pe așa șefa nu se poace, dar de cumva bombănește, îmi dai găi din litoace. Bunule, le pot stăia, bași pură, bași cu cine... Cam să învăț papagalul ca să vorbească cu mine. Și uite, după o săptămână, îi vini să bolândească, când văzu moșul Văsâle cum început să vorbească. Mă nepoace mizălut, ce să-ți spun, cicdească drumul, că zișei că l-ai adus ca de rodul, să-i dai drumul. Bunule, să-mi dai rămașul văzut și tu că se poace. Acum iuță ce pui să stai găi din litoace. Bine, lasă că le tai, prăle slabe, prăle grasă, că doar nu mă oprești cedime, că babă ta nu e acasă, numai până vine ea în o săptămână, două. Tu să înveți papagalul ca să ne facă și ouă. Au ajuns, frate, papagal și până la Rângești. Da, ia că dacă tot am și șit în țeituguri, am zis că trebuie să găsim și o poezie așa ca să potrivească. Da, m-a plăcut, dar nu știu, ca să-ți faci caigană de nou de papagal, cred că-ți trebuie mulce ca să cesaturi. Da, e, acum și cum îi, depinge cât mânci. Da, și asta e. Apoi, de la papagal să trecem la fotbal. Că rimează, nu, da, alta popa și fotbalul. Tăt suduind ca nebunul, că o pierdut cu 3-1, popa de la noi în sat, tăman în birt s-o băgat, să-și neșe cu păharul, sângur, sângurel amaru. Și-apăi după vreo 3 dieți, ia șuliți și-o să vigeți, că-o venit la el hop, trop, cantorul și un pitrop, o țără să-l spovigească să nu mai păcătuiască. Fira ai tu, popă becher, stai în birș la muieri, opra arena de fotbal. Nu la biserică în geal, cum stau popii lumea întreagă. Tu tăt bei și o faci lată. Domn Pitrop, azi vreau să beau, mâine revanșa să o iau. Dă o țâni, zisă Pitropu, tăt așa ce-o lua pe topu, că ajungi în scânduri de brad și o să-ți iei revanșa în iad. Da, urmează poezia lirică. Baș așa vă gândesc. Da, frate, ai cuvânt. Ce iardă? Ce iardă îmblă în mine și să ne scocorește când noaptea parcă vine flămândă și tot crește, iar satul, dudă spartă, mă prinde în mijloc și fulgi și mă tot poartă ca să prindă în joc. Nici luna picurată nu mai răspunge blând. Și ninge blăstămată o iarnă și în gând.
pășesc și urme, prin mine să tot fac, iar fulgii niște turme mă tot înghit și tac. Ce iarnă și ce noapce, tot buie și pășice, eu mă ascund de șoapce și dorm prânșeluice. Atâta pentru astăzi, dragi telespectatori, nu înșeluit și pe noi șasul la emisiune, a trecut iuce. Până săptămâna viitoare, noi vă dorim sănătate și numai bine!